Suntem gata pentru marea finală. Acesta este meciul care va stabili reprezentanta României la World Tour, la etapa din Utrecht, din Olanda. Prima posesie merge Constanței Corpodean către Oprean, înapoi la Corpodean, 5 secunde pătrunde și faultat Corpodean către Mario Lazar. Lazar sub panou, apărat de Costeiu și profită de înălțime, pune mingea în coș și iată din nou exact ce spuneam. Trimite către Lazar, primește blocajul de la Dani Mâinea și încearcă de două puncte lungă, dar este Lazar acolo care recuperează din nou. El fizic acolo, Corpodean alege să pătrundă pe partea stângă, este oprit, mai sunt două secunde. Corpodean aruncă și înscrie pe ultima secundă. Ovidiu Negoiță față în față cu Vlad Corpodean, trimite către Sebastian Costeiu, acolo este Dani Mâinea în apărare. Costeiu schimbă apărătorul, aruncă de două puncte și înscrie imperial peste Andrei Oprean, coșul de două puncte pentru Știința București. Încearcă din nou Corpodean cu panoul. Oprean către Corpodean, apărat de Brie. Corpodean preferă jocul 1-1 și înscrie facil din fața lui Mihnea Brie. Și din nou un stil al lui Oprean care îl angajează pe Vlad Corpodean pentru coșul de două puncte, da! Costeiu, Negoiță acum la Brie, în fața lui Corpodean, apărat bine, tot el recuperează coș cu faul pentru Mihnea Brie. În continuare, 3 puncte avantaj pentru Constanța. Cu 7 minute rămase din meci, între timp Dani Mâinea pătrunde în forță și înscrie în fața lui Negoiță. Sunt 5 secunde, înapoi la Robert Nanu, 2 puncte, cumva cu noroc înscrie. Toată ziua au încercat acest give and go și toată ziua le-a funcționat. Corpodean acum cu aruncarea de 2 puncte marcată. Trimite către Corpodean, e Brie acolo în defensivă, Corpodean pătrunde. Până la urmă aruncă și reușește să marcheze. Negoiță, față în față cu Corpodean, îl cheamă pe Sebastian Costeiu, însă alege aruncarea de două puncte și marchează. Lazar pierde mingea, nu pentru mult timp. Cum Corpodean, încă o dată, mai sunt două secunde, mingea merge în sus și cumva prin efortul combinat al lui Lazar cu Dani Mâinea, mingea intră în coș, se face 12-9. Mai sunt 4 secunde, merge spre el, până la urmă îl găsește pe Mario Lazar, care scrie ușor din partea cealaltă. Brie, la interior, aruncă, ratează, tot el recuperează, între timp vine și Lazar și până la urmă este fault, este a 7-a greșeală pentru Constanța și îl vedem acum pe Mihnea Brie, are 2 aruncări de la libere, o transformă pe prima. Brie marchează și pe a doua, 4 minute rămase, din nou la Lazar mingea, acesta lasă pentru Oprean. Față în față cu Negoiță, 4 secunde, Oprean înscrie, aproape de a fura mingea și până la urmă Negoiță folosește panoul. Face blocaj în interior pentru Costeiu, are avantajul și înscrie cu panoul. Și Corpodean obține înapoi, pătrunde singur și înscrie. Din nou caută să facă un give and go cu Oprean. O secundă, stop shoot și înscrie mâinea. Posesia va aparține Științei București, îl vedem acolo pe Ovidiu Negoiță, pregătit să pornească atacul, apărat de Corpodean. Din nou caută pe Costeiu, acesta vine la blocaj, primește la interior și înscrie ușor. Corpodean către Mâinea, înscrie cu stânga. Din nou Corpodean, aproape de a pierde și el mingea. Aruncă și înscrie din spatele semicercului. Se face 19-14. Revedem acea aruncare a lui Vlad Corpodean. 5 puncte diferență și Constanța mai are nevoie de doar 2 puncte pentru a-și asigura biletele către Olanda. În schimb, vine de cealaltă parte coșul. Știința, din nou la 3 puncte diferență,
Lazar poate încheia partida și o face. Nu, sunt doar 20 de puncte. Așa este, m-am grăbit, sunt atenționat din studio. Era nevoie de două puncte, însă poate să vină coșul final aici la Dani Mâinea. Nu. Este 20, vine și 21. Știința București 17, CSU Neptun Atletic Constanța 21 și victoria. Și vom avea din nou o echipă reprezentând România în circuitul mondial FIBA 33 și aceasta va fi CSU Neptun Atletic Constanța.